Branșamentele nou executate în anumite zone ale orașului creează adevărate probleme participanților la trafic. După ce în urmă cu doar câțiva ani strada Cuza Vodă din Câmpul Lung a fost asfaltată, acum este un adevărat coșmar pentru șoferi. Șanțurile transversale, care au rămas în urma unor lucrări de racordare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă sau la canalizare, sunt atât de adânci încât șoferii sunt nevoiți să oprească autoturismele și cu mare atenție și mică viteză să treacă peste ele. Acest coșmar va lua însă sfârșit în scurt timp, odată cu demararea lucrărilor de asfaltare. Se va executa o modernizare pe tronsonul din strada Cuza Vodă, cuprins între semaforul de la gardă și stația PECO, tronson pe care cu ceva timp în urmă s-au executat lucrări de canalizare și ultimele racorduri s-au realizat chiar în anul acesta. Deci zona aceea va intra în lucru și facem apel la înțelegerea celor care locuiesc în zonă și a celor care tranzitează zona cu autoturisme sau alte autovehicule să ne dea tot concursul, astfel încât să nu avem niciun fel de incidente în perioada în care lucrăm. Ținem cont că zona aceea este și o zonă pe care există traficul greu. Va fi o perioadă destul de grea pentru șoferii care vor circula pe acest tronson de la gardă până la stația PECO de pe strada Cuza Vodă. Însă, cu puțină răbdare și înțelegere, vor beneficia de o stradă practicabilă.